Cerebel și Elena, primul cuplu propus spre eliminare la Power Couple România. Provocarea uriașă de diseară, proba podului suspendat la 30 de metri deasupra mării. Una dintre cele mai așteptate probe de la Power Couple România s-a desfășurat în ediția de aseară a competiției Fenomen de la Antena 1, bărbații au intrat în sala de nașteri. Altfel spus, aseară a venit rândul domnilor la prima lor probă din concurs și nu a fost deloc una ușoară. Concurenții au experimentat durerile resimțite la naștere de femei, în timpul travaliului. La finalul serii, Danulții l-a anunțat și primul cuplu propus spre eliminare, cerebel și Elena. Emoții mari, în această seară. Când urmează proba decisivă a primei etape, potul suspendat la 30 de metri deasupra mării. Cuplul situat pe ultimul loc la această probă, va fi al doilea propus spre eliminare, iar seara va culmina cu plecarea primei perechi din competiție telespectatorii au urmărit în număr foarte mare cea de-a doua ediție Power Couple România la bine și la greu. Pe intersecția cu programul Survivor, Power Couple România la bine și la greu a condus clasamentul audiențelor la nivelul publicului 21-54 național ABCD, precum și pe publicul comercial feminin cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, înregistrând 7, 9 puncte de rating și 28, 2 cote de piață și la nivelul întregului public comercial. Producția Antena 1 a generat un interes foarte mare, atinând o medie de 7, 2 puncte de rating și 25, 8 cota de piață. Suportă sau nu mai greu durerea fizică bărbații. Sunt sau nu mai rezistente la durere femeile. Eforturile uluitoare ale domnilor în ediția de ieri Power Couple au dovedit că una dintre cele mai așteptate probe din concurs a avut un grad de dificultate foarte ridicat. Concurenții au experimentat durerile nașterii, fiind conectați la un dispozitiv cu 9 grade de intensitate care simulează contracțiile din timpul travaliului. În prealabil, a fost rândul doamnelor să ocupe camera investițiilor, pentru a hotăr sumele alocate pentru această rundă. În funcție de încrederea avută în capacitatea partenerului de a rezista până la ultimul nivel de durere. Bărbații care au trecut proba au putut astfel adăuga la bugetul familiei sumele investite de partenere, în vreme ce concurenții care au abandonat testul înainte de ultimul nivel de durere au pierdut bani investiți de jumătățile lor. Cea mai mare sumă a fost alocată de Gabriela Iacob, 1000 de euro, banii fiind adăugați la bugetul de cuplu după ce Cristi Iacob a suportat și nivelul nou de durere la test. Ceilalți concurenți care au trecut proba au fost Lino Golden, Tudor Ionescu, Cătălin Bucur, Sorin Gonția și Radu Sifredi. Perdanții au fost Emi Popescu, Cosmin Natanticu și Cerebel, care a fost propus spre eliminare alături de soția sa, Elena, bugetul lor fiind cel mai mic după probele individuale, 1376 de euro. A treia probă, cea de cuplu, care urmează în ediția din această seară, se desfășoară într-un peisaj spectaculos, pe înălțimile amețitoare ale insulei malteze Gozo.